Nu știu ce au zis voi, dar au tot felul. E duminică, e vreme frumoasă, ne apropiem de Crăciun și sperăm că și Crăciunul se apropie de noi. Emanuel, Dumnezeu este cu noi, coborând între noi de Crăciun. E o sărbătoare pe care credincioșii, indiferent unde sunt, în Arad, în Ploiești sau în alte părți ale lumii, o sărbătoresc. E o sărbătoare în care și noi ne apropiem de Cel Divin, dar mai ales El întrupându-se se apropie de noi. Și știm că totul e posibil atunci când prin credință lăsăm inima noastră să prindă frecvența Divinului și lăsăm frecvența Divinului să ne cuprindă sufletul. De aceea în dimineața asta vreau să vă vorbesc despre credință. Aș vrea să vă vorbesc despre credință și una din întrebările pe care vreau să o pun în dimineața aceasta, probabil singura întrebare, este: care este credința acceptată de Dumnezeu? De ce pun această întrebare? Fiindcă trăim într-o lume în care sunt foarte multe feluri de credință. Trăim în biserici în care oamenii au credință. În dimineața aceasta, dacă ai venit aici, înseamnă că ai venit măcar cu un gram de credință, fiindcă altfel n-ar fi avut niciun rost să fii aici dacă n-ai o oarecare credință în Dumnezeu. Dar vedeți, Scriptura ne vorbește despre mai multe feluri de credință. Scriptura ne vorbește despre așteptări pe care noi oamenii le avem cu privire la credință, dar e interesant că ne vorbește și despre așteptări pe care Dumnezeu le are cu privire la credința noastră. Credința noastră nu o definește o biserică, credința noastră nu o definește omul, nici măcar noi înșine, credința noastră o definește Dumnezeu. De aceea în dimineața aceasta aș vrea să observăm din Scripturi care este credința aceea plăcută lui Dumnezeu. Care este credința pe care Dumnezeu o caută? De aceea deschideți cu mine, vă rog, în Evanghelia lui Luca, în capitolul 8, și hai să răspundem la întrebarea: cum pot ști eu dacă am o credință, nu orice fel de credință, ci o credință mântuitoare? Și în Evanghelia lui Luca, în capitolul 8, extracterești, încă suntem împreună cu noi, e bine. Începând de la versetul 5, aș vrea să citim în această dimineață. Semănătorul a ieșit să seamene sămânță. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum, a fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. O altă parte a căzut pe stâncă și cum a răsărit s-a uscat pentru că n-avea umezeală. O alta a căzut în mijlocul spinilor și spinii au crescut împreună cu ea și au unecat-o. O altă parte a căzut pe pământ bun și a crescut și a făcut rod însutit. Și ne oprim aici. Până la această ultimă frază, totul e cam simplu și nu putem spune greu de înțeles. Problema este însă ce se întâmplă de aici încolo. Încă în următorul verset spune așa: după ce a spus Iisus aceste lucruri, Iisus a strigat: cine are urechi de auzit să audă, iată ce înțeles are pilda aceasta. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Și ar vrea să mergem de aici încolo într-un ritm mai lent, tocmai ca să putem să înțelegem semnificația, înțelesul acestei pilde. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Sămânța este mesajul Scripturii. Indiferent că e citit, indiferent că e predicat, indiferent că e ascultat, e cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu care e semănat, observați, de un semănător. Și evident că deducția e destul de simplă vis-a-vis de cine este semănătorul. Cine este semănătorul? Evident este Dumnezeu care seamănă sămânța printre oameni. Fie când o auzi într-o predică, precum cea de astăzi, fie dacă o asculți pe radio sau în vreo emisiune pe internet, fie probabil dintr-un dialog pe care poate l-ai cu vreun prieten sau vecin de-al tău, care îți vorbește despre Iisus, care îți vorbește despre Dumnezeu. Dumnezeu seamănă sămânța în multe feluri. Și important de realizat lucrul acesta. Fiindcă Dumnezeu, observați în text, nu creează direct plante mature. Nu creează pomi, spre exemplu. Deși putea să o facă, că e Dumnezeu.
Dumnezeu începe cu o sămânță. Cu o sămânță care va trebui să crească. Și de creșterea acestei sămânțe depinde mântuirea noastră. Creșterea ei însă are de-a face, pe de-o parte, cu Dumnezeu, dar foarte interesant că în textul acesta ni se explică că are de-a face, pe de-o parte, și cu noi, cei care o privim. Care o primim. Cum? Hai să ne uităm. Următorul verset. Cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei care aud. Apoi, vine diavolul, ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Dumnezeu seamănă sămânța și iată cum anumiți oameni interacționează cu sămânța. Și această primă categorie am definit-o a fi oameni care aud cuvântul, dar nu răspund. De ce? Hai să ne uităm în text. Observați unde cade sămânța aceasta, unde cade? Lângă drum. Ce fel de drum? Un drum ca și pe centrul vostru din Ploiești, un drum asfaltat, un drum pavat? Nu e vorba de un drum de țară. De unde știm, observați în text, că e lângă un câmp de semănat. Și vreau să vă întreb, cum este solul, cum este pământul unui drum de țară, unui drum lângă un ogor? E un pământ tare, e un pământ bătătorit, de ce? Fiindcă pe acea cărare oamenii umblă în fiecare zi, oamenii vin, oamenii se duc, călcând pe acel pământ îl bătătoresc. Și întrebarea e, poate cineva semăna într-un pământ bătătorit? Era o glumă pe vremuri, pe vremurile noastre, celor mai în vârstă, așa, singura sămânță care creștea în asfalt în vremea comunismului era sămânța de milițian. De aceea și noi, cei care avem grădini, spre exemplu, înainte de a semăna sămânța, ce facem? Luăm o sapă, nu-i așa? Săpăm, pregătim terenul, cei care au ogoare le ară. De ce? Fiindcă nu pot, sămânța n-are cum să germineze, să încolțească într-un pământ bătătorit. Ba mai mult, dacă este aruncată din cauza pământului bătătorit, stă la suprafață și observați în text, vin păsările, vine vântul, șoia. Și exact asta se întâmplă în text. Cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud. Apoi vine diavolul și ia cuvântul. De unde îl ia? Din inima lor. Și important să încercuim cuvântul inimă. Pământul pe care cade sămânța este inima omului. Dumnezeu întotdeauna își focalizează preocupările lui înspre inima omului. Dumnezeu să semene sămânța mântuirii, trebuie să o semene în inima omului. Inima e cheia. Roman 10:8, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi unde? În inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Credința noastră ține de inima noastră. Aici se naște, aici moare. De aceea diavolul întotdeauna va ataca inima noastră, fiindcă aici e bătălia. Și observați și în text. Vine diavolul, ia cuvântul din inima lor, de ce? Ca nu cumva omul să creadă și să fie mântuit. Inima are rol crucial în mântuire. Ei, așa cum Hristos, pe partea lui Dumnezeu, a adus împlinirea mântuirii, la fel și noi, pe partea noastră, datorită inimii noastre, putem lua acea mântuire și ne-o putem însuși nouă personal. Precum e inima noastră, așa va fi și credința noastră și așa inevitabil va fi și mântuirea noastră. De aceea Iisus, în această parabolă, observați că se focalizează pe patru feluri de pământ care descriu patru feluri de inimi în relația lor cu Dumnezeu. În alte cuvinte, patru feluri de credință. De credință. Și aș vrea să ne uităm în acest text. Și uitându-ne la fiecare fel de pământ, la fiecare fel de inimă, la fiecare fel de credință, să ne punem întrebarea, oare ce fel de inimă am eu? Oare cam pe unde sunt eu când e vorba de credința mea în Dumnezeu? Fiindcă nimeni nu neagă, nimeni nu-ți combate credința, s-ar putea să ai credință. Întrebarea e, ce fel de credință ai? Și acest prim exemplu ne ajută să înțelegem de ce unii dintre cunoscuții noștri, care au auzit mereu și mereu cuvântul, au rămas neclintiți.
indiferenți față de Hristos, indiferenți față de credință, față de mântuirea lor. De ce? Fiindcă a fost semănat cuvântul în ce? Într-o inimă cum? Bătătorită. Pământul e bătătorit, e o inimă împietrită. Sunt oameni care aud cuvântul, dar nu răspund. Din ce cauză? Din cauza necredinței lor. O inimă împietrită întotdeauna va genera necredință. O inimă împietrită va genera necredință. Poate că ești și tu în dimineața asta, prezent aici, dar ești oarecum împietrit. Nu știu care e motivul. Dar sincer, poate că n-ai niciun chef nici să te închini, nici măcar să asculți cuvântul, poate că n-ai nevoie de așa ceva, îmi spui. Ei, mulți dintre noi am trecut pe acolo. Câți dintre noi nu veneam la biserică forțați de unii, împinși de alții, de părinți, de vecini, mai de, eu știu, din respect, mai din nevoie, dar veneam și parcă stăteam și parcă ne blindam și parcă ne încuiam și abia așteptam să se termine, să plecăm, fiindcă nu vroiam să primim nimic. Oameni împietriți, ce-ar fi ca să spui scutul jos și să asculți ce vrea să-ți spună Dumnezeu? Poate care să-ți vorbească și ție în dimineața asta. Asta s-a întâmplat acum 2 ani în Chișinău, când eram la o întâlnire, tot așa de biserică, în care mă traduceau în rusă. Și la finalul întâlnirii am făcut o chemare. Și printre cei care au răspuns chemării a venit și un bărbat de vreo 50 de ani, un buldozer de om, care atunci când au venit în față, eram aici lângă amvon, stăteam, oamenii veneau să ne rugăm pentru ei, când au venit în față, m-au prins de mână și m-au tras în jos lângă el, s-au pus pe genunchi și m-au tras în jos și mi-au cerut prin traducător să mă rog pentru el. N-a putut să vorbească prea multe, tremura tot, nu știa ce să spună. Am aflat mai apoi că a fost un militar de carieră, a luptat ani de zile în comandourile rusești în Afganistan. Un om care datorită vieții era un om împietrit. Un om care nu vrea să aibă nimic de a face cu Dumnezeu și cu biserica. Oamenii s-au uimit când omul ăsta a venit în față și s-a pocăit fiindcă îl cunoșteau. Mi-a zis la final că venise din respect față de un vecin care mereu îl invitase la biserică. De data asta i-a fost rușine și a acceptat. Dar venise să rămână împietrit, asta era hotărârea lui, să rămână împietrit până la finalul slujbei. Și interesant cum Dumnezeu uneori are picamărul lui când vrea să ne despietrească. De aceea, dragul meu, fă ce știi, dar nu te regăsi între cei care ajung să aibă sau poate chiar au o inimă bătătorită, împietrită. De ce? Fiindcă uneori Dumnezeu într-adevăr forțat să ia picamărul și n-ai vrea să fii între ei. Vineri, la grupul nostru, Mihai știe că Mihai e în grup cu mine, a venit o familie, 39 de ani. De 2 săptămâni îl caută disperați pe Dumnezeu. De ce mărturiseau ei? Toată viața noastră am vrut să găsim motive și justificări să n-ajungem în biserică. Să nu răspundem chemării, să nu intrăm în dialog cu creștini care încercau să ne vorbească despre Iisus. Deși știam că aveam nevoie de Dumnezeu, dar aveam o reticență noi, ceva ce, parcă nu acolo, parcă nu așa. Până și acum 2 săptămâni, Dumnezeu a luat picamărul și el a fost descoperit 39 de ani, care cancer. Și acum nici măcar nu se uită la boală, nici măcar nu se uită la alte lucruri, ci ei știu foarte clar că Dumnezeu l-a tras un semnal de alarmă. Că dacă nu vor cu vorba bună, sunt și alte metode. Nu că Dumnezeu vrea să te forțeze, ci fiindcă Dumnezeu vrea să te ducă la conștiința faptului că există și dacă El există, trebuie să faci ceva vis-a-vis de El. Și i-am întrebat, dar zic, cum se poate cineva, cu siguranță că ați avut pe cineva în familie, că lucrurile astea nu vin din senin, care s-a rugat de ani de zile pentru voi și ea zice, stai un pic, bunica mea, eu am crescut în biserică, dar eu am plecat din biserică, nu avea niciun chef să mai mă duc la biserică, dar bunica mea, înainte de a muri, a zis, fata mea, atât de mult mă voi ruga pentru tine până ce Dumnezeu îți va vorbi. Și spunea, eu cred că noi suntem aici datorită rugăciunilor bunicii mele.
Așa că, dragii mei, dacă aveți oameni în familie, copii nepoți, uitați-vă la Dumnezeu și cereți Lui îndurare. Și Dumnezeu, într-un mod sau altul, va răspunde credincioșie voastră. Primul sol, cei ce aud cuvântul și nu răspund. Iisus însă continuă și ne mai introduce încă două feluri de inimi. Două feluri de credințe. Două feluri însă care ne bagă în ceață oarecum. De ce? Fiindcă primii, despre cei care am vorbit, știm clar că oamenii ăștia n-au primit mântuirea, fiindcă nici n-au apucat să creadă, observați, au avut necredință, sămânța a fost luată și a dispărut. Dacă ne uităm la al patrulea, la ultimii din text, e clar că au primit mântuirea, fiindcă au adus rod și îți dați ca exemplu de Iisus. Asta-i credința mântuitoare, spre direcția asta trebuie să vă îndreptați. Dar avem două categorii astea din mijloc. Ce facem cu ele? Fiindcă astea produc confuzie, ambiguitate, și anume ceva există, ceva se întâmplă în ei, dar nimeni nu poate să spună clar ce. Fiindcă și în primul și în al doilea caz, sămânța începe să germineze, din pământ încolțește ceva, dar la un moment dat acel ceva se pierde și plantele mor și acești oameni pierd și ce au avut. Întrebarea se pune, ce au avut? Ce fel de credință au avut acești oameni? Hai să vedem. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care când aud cuvântul îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Observați, acest gen de oameni aud cuvântul și, interesant, diferit față de primii, nu-l resping, ci observați, îl primesc. Îl primesc, bancă, zice cuvântul, cu bucurie. Și câți nu cunoaștem care au primit cuvântul cu bucurie? Au răspuns pozitiv chemării Evangheliei. Unii dintre ei au ridicat o mână și eu vreau să-L urmez pe Hristos. Alții au venit și s-au rugat cu pastorul, cu prezbiterii, cu diaconii. Alții au răspuns într-o altă formă. Poate că au venit în față, s-au pus în genunchi. Dar au avut un moment în viață. Poate că și unii dintre noi, probabil cam toți care am trecut pe aici, am avut un moment în care am simțit ceva, o altfel de experiență cu Dumnezeu. Sublinează cuvântul experiență. Dar reține. Credința creștină mântuitoare poate începe printr-o experiență, dar nu se poate baza doar pe acea experiență. Credința mântuitoare nu-i doar un eveniment, este un proces. Nu-i doar o senzație de moment, ci o trăire continuă. Nu-i doar o experiență, ci un stil de viață. Și spun lucrul acesta, fiindcă dacă te gândești bine, nu-i greu să vii la Iisus. Mulți oameni acceptă să faci o rugăciune cu sau pentru ei. Mulți oameni, când le vorbești despre Hristos, îl acceptă pe Iisus în viața lor. Puține să o fac cu adevărat. De unde știu din acest text? Observați, acești oameni primesc cuvântul, dar ceva se întâmplă cu ei. Ceva se întâmplă în ei. Lor le lipsește ceva. Ce le lipsește? Aud cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-au ce n-au. N-au rădăcină. Ci cred, observați, până când? Până la o vreme, definită cum? O vreme în care vine cine vine? Ispita. Și ce se întâmplă cu ei? Cad. De ce? Fiindcă n-au rădăcină. De aceea acești oameni, deși primesc, nu răzbesc. Au credință de suprafață pentru că au o inimă nepregătită, n-au rădăcină. Poate exista o astfel de credință fără rădăcină? Poate. Hai să vă dau câteva exemple. 1. Credința superficială. Azi e la modă să crezi. Trăim în postmodernism, unde relativismul, pluralismul a șters monotonia modernismului care vedea lumea în alb și negru. Pe vremea noastră a lui Ceaușescu era teism și ateism. Există sau nu există Dumnezeu? Alb și negru. Astăzi e o varietate de culori. Azi nu-i mai o problemă să crezi, mai anormal să spui că nu crezi, că există ceva, cineva dincolo de noi pe care îl numești, unii numesc supranatural, alții îl numesc paranormal. Oamenii cred, oamenii vin la biserică. Dacă e să-i întrebi în ce cred, cum își definesc credința, aici un pic mai greu. Fiindcă nu e nimic concret. Mai degrabă e ceva confuz.
De aceea, în special între tineri, și noi lucrăm cu mulți tineri, deismul este la modă. Știți ce spune deismul? Deismul nu-ți cere să definești credința, ci doar să crezi. Credința teistă este cea care îți dă o definiție concretă, este clară, nu-i superficială, nu-i dusă de vânt încoace și încolo, nu-i fără rădăcină, e credința Scripturii în care Dumnezeu e definit. Asta e o credință superficială. Cred în ce crezi? Cred în ceva. Doi, credința, tot aici, de fapt tot aici putem include și credința nominală. Credința de formă, credința religioasă. Cei care susțin că ei cred în Dumnezeu merg pe la biserică, dar dacă îi întrebi, nu înțeleg nimic din slujbe. Fac tot ce fac mecanic, ritualistic, mai degrabă pe motiv de superstiție decât ceva real, decât ceva adevărat, decât ceva profund. Oameni care își fac cruci, dar habar n-au ce semnificație are crucea în viața credincioșului. Oameni care țin post, dar dacă îi întreb, domnule, ce înseamnă postul? Păi ce mănânci? Nu, nu ce mănânci și ce nu mănânci. Asta e ultima definiție a postului. Ce înseamnă efectiv postul din punct de vedere scriptural? De ce îl ții? Ce se întâmplă în sufletul tău? Ce se întâmplă în relația ta cu Dumnezeu când ții post? Păi așa ne spune tradiția. Așa ținem noi de biserică. E o credință, de o credință superficială. Credință superficială. Doi, credință oportunistă. Întâlnită mai ales între cei care îl primesc pe Iisus, fiindcă au nevoie de El. Au nevoie de o minune. Și vezi uneori cum stau ore întregi la rând să sărute moaștele cuiva. De ce? Fiindcă vor să obțină ceva. Au o problemă reală, cred că Dumnezeu le-o poate rezolva, dar vin doar să-și rezolve problema aia cu Dumnezeu. Și găsești și în biserici, găsești și în grupuri de rugăciune. Doamne, dacă mă vindeci, ce fac? Mă pocăiesc. Doamne, dacă mă scap, Doamne, dacă îmi rezolv, Doamne, dacă îmi dai, dacă mă păzești, dacă mă ajuți, dacă reușesc, voi crede, voi face, voi fi. Credință oportunistă. Una dintre cele mai înșelătoare aspecte ale credinței false. De ce? Fiindcă nu de puține ori cei care au astfel de credință sunt oameni care trec prin depresii, sunt oameni care au experimentat relații frânte în situații disperate. Ei au nevoie de Iisus, dar nu ca mântuitor, ci ca izbăvitor, ca vindecător, ca alinător, ca ajutor. Ei își doresc scăparea, dar nu de păcat, ci de problema lor. Și aici e trapa. Acum câțiva ani, am avut în grupul nostru mic o mamă care s-a predat lui Dumnezeu, dar în timp ce eram în grup observam mai ceva nu face click. Ceva nu e în regulă cu persoana asta. De ce? Ne-au trebuit vreo 2 ani de zile să aflăm că ea ajunsese să-și predea viața în mâna lui Dumnezeu din disperare. Nu pentru păcatul ei, nu pentru relația ei cu Dumnezeu, ci pentru faptul pruncul ei s-a născut cu o oarecare problemă medicală față de care medicii nu găseau soluții. Și a venit și a zis, Doamne, dacă Tu îmi vindeci copilul, eu mă pocăiesc și Dumnezeu a vindecat copilul. Dar oare s-a pocăit? A avut o credință adevărată femeia aceea? Nu? Și în timp am văzut cum efectiv lucrurile acestea încep să dispară. Dragul meu, dacă tu nu o faci din inimă, ci constrâns de ceva sau de cineva, mai bine n-o fă. Dacă motivul intrării tale în relația cu Dumnezeu nu-i pocăința adevărată, ci vreun alt interes, în curând te vei evapora. Și ea s-a evaporat. De ce? Fiindcă acești oameni nu sunt interesați de Iisus, ci sunt interesați de minunile lui Iisus. Ei nu vor să scape, ei vor să scape de iad, dar nu vor să scape de iadul din viața lor. Îl acceptă atâta timp cât Iisus nu emite pretenții. Și aici e problema. Când ajung să înțeleagă că Iisus nu-i doar acel binevoitor care da, răspunde rugăciunilor, care da, vindecă, care da, ajută, care trece dincolo de situațiile imposibile acestei vieți, dar același Iisus cere și pocăință.
cere și o credință vie manifestată prin fapte, când el începe să emite pretenții, credința lor de suprafață se evaporă. De ce? Fiindcă pocăința e cea care aduce rădăcini. E cea care te înrădăcinează în relația ta cu Dumnezeu și vezi cum dispar în ceață. De ce? Fiindcă își doresc o credință fără rădăcine. Credința oportunistă. 3. Credința senzaționalistă. Acea credință întâlnită în unii care vin la Hristos fiindcă vor senzații. Aduceți aminte de Simon Magul în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8? A văzut manifestarea puterii lui Dumnezeu prin darurile spirituale ale apostolilor. Wow, oamenii ăștia, fii atent, fac minuni. Vreau și eu. Și textul din Fapte ne spune că omul ăsta a crezut și a fost și botezat. Întrebarea a fost, el și mântuit? Dacă ne uităm la dialogul lui Petru, deloc amical și politicos cu el, ne dăm seama din cuvintele lui Petru că omul ăsta o fi crezut, nu știm în ce fel o fi crezut, o și fost botezat, dar credința lui, chiar după botez, n-a fost credința mântuitoare. De ce? Fiindcă acel om nu era interesat de Iisus, era interesat de senzațiile pe care le promitea Iisus. Și aici, de nu de puține ori, cad cei care vin în biserici datorită emoțiilor, sentimentalismului, judecă tot în funcție de ceea ce simt. Și probabil că sunt unii dintre noi care am trecut pe aici. Ați mers acasă entuziasmați de la biserică și după 2-3 săptămâni de plutire în duh, dintr-o dată parcă ați fost loviți de un bolțar. Și ați căzut confuz, amețiți, răniți, copleșiți, fiindcă ați dat din nou de încercări, de aceleași încercări cu care v-ați confruntat înainte de a-L cunoaște pe Iisus și nu vă vine să credeți. Cum se mai poate, după ce L-am pe Iisus, să mai trec prin astfel de încercări încă și mai mari? De ce? Fiindcă ați avut așteptări false. Impresii greșite care v-au șoptit, gata, odată ce ai experimentat pe Hristos, pe Dumnezeu, viața ta va fi ultra, va fi extra, vei pluti, nimic nu ți se va întâmpla. Și cu cât entuziasm l-au primit oamenii aceștia pe Hristos, cu același entuziasm au dat înapoi, fiindcă n-au înțeles, au germinat o credință fără rădăcină. În Matei, care a fost și el prezent atunci când Iisus și-a declamat această parabolă, el a adăugat 2-3 cuvinte care nu sunt menționate de Luca. Spune așa Matei 13:5. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult, a răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Și până aici e cam ca și Luca. Și acum versetul 6. Dar când a răsărit, soarele s-a pălit. De ce? Fiindcă n-avea rădăcină și s-a uscat. Când a început să vină arșița, n-a mai rezistat, fiindcă credința senzaționalistă nu rezistă la arșiță. De aceea Iisus continuă: sămânța căzută în locuri stâncoase sunt cei ce aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie, dar neavând rădăcină în el, îl țin până la o vreme. Și cum vine arșița? Necaz, prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Și subliniați cuvintele: îndată a răsărit. Și cum? Îndată s-a lepădat. Asta e reacția celui care caută senzații când e vorba de credință. Se aprind rapid și rapid se sting. Și tot în grupul meu mic am avut o persoană care s-a predat, a urmat catecheza, se înclina cu mult entuziasm, avea o râvnă de nedescris în acele luni de început. M-a, într-un fel, determinat că atunci când am ieșit cu biserica noastră în Israel, să o botezăm chiar în râul Iordan. A fost singura persoană botezată în râul Iordan. Și mi-am dat seama că am făcut o greșeală. Mi-am dat seama că n-am așteptat destul cât să evaluez credința. Acum e clar că numai Dumnezeu poate citi inima omului, o poate evalua. Dar uneori e bine să aștepți înainte de a boteza pe unii și pe alții. E bine să aștepți să le vezi inima și adevărata credință, dacă au rădăcină sau nu. De ce? Fiindcă imediat după botez, ca și în cazul lui Iisus, când a venit ispita, când a venit încercarea, când a venit necazul, arșița peste ea a dispărut. De ce? Ne-am întâlnit cu ea. Alergam după ea, ne închidea telefoanele, până la urmă am dat de ea.
Îmi spunea, nu-L mai simt pe Dumnezeu, nu-L mai văd, nu-L mai aud. De ce? Fiindcă ea pe astea se-și baza credința. Întrebare, care e definiția de baza credinței? Credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd, care nu se simt. Și Dumnezeu a dus-o în situații în care ea să nu vadă, să nu simtă nimic, tocmai ca să-i testeze adevărata credință. Și aici a clăcat. Ții minte cum îmi spunea la un moment dat că ea săptămânal trebuie să se umple. Și o întrebam, dar cum te umpli? Păi alerg de la o biserică la alta să văd unde sunt servicii de evangelizare, unde mai vine câte o trupă, unde mai vine câte un evanghelist, fiindcă acolo mă umplu. Dar cu ce te umpli? Cu sentiment. Trăia, era în al șaptelea cer când ieșea de acolo. Dar o credință bazată doar pe sentimente. Te duci acolo unde sentimentele te duc, în depresie și în pierzare. Credința mântuitoare, adevărată, e însoțită de sentimente, dar nu poate fi bazată, înrădăcinată pe sentimente. De aceea nu căuta senzații. Caută-L pe Dumnezeu, altfel doar cu senzația vei rămâne. E aceste exemple de credință de suprafață trec prin același test al arșiței, al ispitei, al necazului, al încercării și toate au același rezultat. Care e rezultatul? Se duc. Dispar, cad. De ce? Fiindcă n-au rădăcină. Sau dacă au o rădăcină, au o rădăcină bolnavă, nesănătoasă. Cei ce l-au pe Iisus cu adevărat, tocmai în încercări și în ispite o dovedesc, nu-i așa? Cu cât e mai mare încercarea, cu atât ei se adâncesc și mai mult în Hristos. Niciodată nu vor veni cu idei de genul Dumnezeu nu mă mai iubește, m-a dezamăgit Dumnezeu, unde e Dumnezeu acum? Nu, exact în încercări, oamenii care sunt cu adevărat al Lui se apropie de Dumnezeu, chiar dacă nu văd, chiar dacă nu simt, chiar dacă parcă Ierihonul se dărâmă peste mine, eu știu că ești aici și de voi trece prin ape. Apele, ce spune Isaia, nu te vor râneca, dar tu trebuie să treci prin ape. Dumnezeu nu te scapă de ape. Dacă voi trece prin foc, flacăra nu mă va arde, dar o simți, e acolo, e lângă tine, evident că ți-e frică, evident că trebuie să treci prin ea, dar îți dă Dumnezeu garanția aia că nu te va arde. De ce? Fiindcă eu sunt cu tine, te chem pe nume, spune Hristos, Dumnezeu, ești al meu. Ai credință adevărată. Credința superficială dă naștere la creștini superficiali. Oameni care primesc, dar nu răzbesc. De ce? Fiindcă au o inimă, o rădăcină nesănătoasă. Și ajungem la al treilea sol. Al treilea fel de inimă, al treilea fel de credință. Sămânța, versetul 14, care a căzut între spini. Închipuiește pe aceea care, după ce a auzit cuvântul, observați, l-a auzit, își văd de drum și lasă să fie înăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții aceștia și n-aduc rod care să ajungă la coacere. Și versetele astea de obicei se adresează celor care sunt în biserică. S-ar putea să ți se adreseze și ție. S-ar putea la momentul ăsta să simți cum sunt anumiți spini în viața ta care îți înneacă credința, să sufocă credința, te năbușe. Parcă nu mai simți că vrei să te rogi. Parcă nu mai simți dorință de a sta în cuvântul lui Dumnezeu. Parcă nu mai simți nimic, părtășie. Parcă ți-e greu să vii și la biserică. Parcă n-ai chef să mai vii la grup. Parcă respiri artificial din punct de vedere spiritual. Parcă e sufocat deja. Observă care e cauza. Spinii. Câteva exemple aici a dat Iisus. Grijile, bogățiile, plăcerile vieții. E vreo plăcere, e vreo problemă să fii bogat? Sau să te bucuri de plăcerile vieții? Sau să fii atent la nevoile tale de fiecare zi? Să fii îngrijorat de cum stă viața, de cum stau copiii? Nici vorbă. Credința creștină autentică nu e ascetism. Credința ne îndeamnă să ne bucurăm de lucrurile pe care Dumnezeu ni le dă în lumea asta. Problema apare atunci când aceste lucruri ajung să ne preocupe atât de mult
încât când e vorba să alegem între ele și Dumnezeu, renunțăm la Dumnezeu în favoarea lor. Și întotdeauna, interesant, avem un motiv. N-am cum să ajung la grup, fiindcă tocmai atunci mi-a apărut cineva, mi s-a întâmplat ceva. O duminică la biserică, măi, cum să-ți explic? Toată săptămâna asta am lucrat, trebuie să mă înțelegi, sunt atât de obosit, asta e singura zi în care mă pot odihni și eu. Ba mai m-au venit și ceva prieteni, am atâtea griji pe cap. Am mă chem să slujesc în biserică, dar tu nu poți să-ți imaginezi cât te am pe agenda mea. Parcă toți ceilalți sunt concediu. Aleg între Dumnezeu și între grijile, preocupările mele. Observați în text ultima frază, cum sunt caracterizați acești oameni. N-aduc rod care să ajungă la coacere. E foarte interesant că oamenii ăștia ajung să crească în credință, nu ca cei de dinainte. Sămânța asta, observați, dă naștere unei plante și dă naștere chiar unei forme de rod, a unui fruct. Ceva se întâmplă, ca să ajungi la fruct, înseamnă că planta aia a trebuit să aibă tulpină, nu-i așa? Să aibă ramuri, să aibă frunze ca să facă fotosinteză, să aibă flori care în urma înfloririi să ducă la rod. Deci planta aia s-a dezvoltat. E clar că n-a rămas doar la nivelul seminței. Interesant. Aduce rod care n-ajunge la coacere. Și te întreb, ce rost are un rod care n-ajunge la coacere? Eu am crescut pe floritele meleaguri ale curticiului. Nu știu cum sunteți voi cei de dincolo de Carpați, dar noi, dincolo de Carpați, mai înspre nord-vest, avem niște obiceiuri ciudate. Spre exemplu, când eram prunc, ne plăcea să mâncăm prune vers. Amare! Cum să spun? Făceam concurs între noi. Cine poate să mănânce mai multe? Și ne chinuiam și mai când pedemseam pe unul, mai și țineam de mână și turnam pruna aia în gură. Prună verde. Să nu încercați acasă. Nimeni nu mănâncă prune verzi, poate la nebunie, acre, amare. Prunele spuse acolo în prun de Dumnezeu să fie folosite când sunt coapte. Rodul necopt, eventual îl folosești ca nutreț la animale. Ei, planta asta degeaba s-a dezvoltat, degeaba a ajuns, a dat chiar rod, dar n-a ajuns la scop, la finalitate, n-a ajuns la coacere. Și observați de ce n-a ajuns la coacere, fiindcă asta e cel mai important. Fiindcă spinii înăbușă planta și o neacă. Cum? Marcu. Știți că au fost patru evangheliști, da? Ne-am citit din Luca, Matei era acolo, i-a fost și Marcu. Și Marcu a reținut un detaliu important. De ce avem patru evanghelii? Ele nu se contrazic, ele adaugă detalii. Tocmai ca noi să pricepem, să primim mesajul în întregime a lui Iisus. Putea Dumnezeu să lase o singură evanghelie. Zis, nu patru, ca să pricepeți. Marcu spune, spinii năvălesc în ei prin grijile lumii, înșelăciunea bogăților, poftele, altor lucruri și neacă cuvântul. Dar de ce Marcu? Și aici vine un cuvânt cheie. Spinii au crescut împreună cu planta și au unecat-o. Interesant cum au crescut împreună cu ea. În alte cuvinte, nimeni nu i-a tăiat. Nimeni nu i-a băgat în seamă, ci i-a lăsat să crească. De ce? Păi spinii ăștia mici. Ce pot să-mi facă mie niște spini micuți? Oh, și dacă au crescut, dar e ok! Nu mă afectează cu nimic, de ce să-i tai? Merg bine împreună, tu nu vezi? Și ăsta e adevărul, au crescut împreună cu planta, n-au incomodat-o cu nimic decât când? În momentul cheie, la coacere. Chiar când se dea rod, au năvălit. Și ce au făcut? Au strangulat credința. Așa acționează diavolul, dragii mei. Câți creștini nu cunoaștem care au ajuns exact așa. Spine. Spin de care, dacă e să fie sincer, știau de ei, dar au zis, hei, putem coabita împreună, nu-i niciun pericol, pot fi și în biserică, și cu Dumnezeu, și cu lumea.
Cât eu sunt în control, când eu sunt stăpân pe situație, nu vezi că nimic nu mi se întâmplă de ani de zile în care trăiesc în două bărci? Întrebare, până când? E că atunci când pui ceva în competiție directă cu Dumnezeu, e doar o noțiune de timp până ce acel lucru va năvăli și va lua locul lui Dumnezeu din viața ta. Nu e vorba dacă se va întâmpla, e vorba când se va întâmpla. E că nu poți să ai o inimă împărțită, spune Scriptura. N-ai cum să slujești la doi stăpâni. Și lui Mamona și lui Dumnezeu. La un moment dat cineva îmi spunea, aveam o discuție și zicea, măi, dar cum poți? Cum poți să slujești și în biserică și să slujești și în instituția asta? Și vin oameni și îmi spun că nu există o compatibilitate între în viața ta, în de luni până sâmbătă, eu sunt în instituția respectivă șef, duminica, în weekend sunt la biserică în rolul care l-am. Lucrurile astea le fac fără probleme, de ani de zile, și poate că tu ești printre puținii care îmi pui întrebări de genul. Dar uite-te ce frumos merg împreună. Merg în paralel. Am mers vreo 2-3 ani. După care au năvălit, l-au strangulat și dus a fost. 3 sfaturi cum să scap de spinii care vor să-ți înnebușe credința. Unul la mână. Destelenește-ți viața dacă vrei să-L urmezi pe Dumnezeu. Dragul meu, treaba e simplă. Ori te pocăiești cu adevărat, ori nu. Nu mai poți să lași rămășițe în viață din trecutul tău. Asta în timp vor crește și te vor înneca. Îi vedem la catecheză, oamenii care se pregătesc pentru botez. Venim și discutăm cu ei și în privat și în grup. Mă, oameni buni, n-ascundeți nimic sub preaș. Pentru că nu de noi ascundeți. Ascundeți de Dumnezeu. E ca și cum îți fur propria căciulă. Chestiile astea vor veni și la un moment dat vor sări asupra ta. Nu mai poți lăsa rămășițe din viața trecută, fiindcă ele te vor uneca. Scriptura spune, răstigniți, omorâți mădularele firii, fiindcă, și te rog reține, ceea ce tu nu omori la timp, în timp te va omori ea pe tine. Ceea ce tu nu omori la timp, în timp te va omori ea pe tine. Firea pământească asta face. E profesionistă în treaba asta. Abia așteaptă să-i lași un lăstar. O, e mic, ori mă incomodează cu nimic. Și la un moment dat să te sugrume. Vulturii, dragii mei, se adună acolo unde există stârvuri, unde există cadavre, unde există mortăciuni și n-ai cum să-i alungi. Încearcă să alungi un vultur. N-ai cum. Dar știi că poți să-i faci să plece singuri? Cum? Vulturii vor pleca atunci când tu vei arunca mortăciunea. Alungă ce-i putret în viața ta. Prin asta îți vei tăia spinii. Poate e vorba de un păcat pe care îl ți-ai ascuns. Poate e vorba de un anturaj. Poate e vorba de un loc de muncă care știi că nu te ajută în credința ta. Acum 2 săptămâni am stat de vorbă cu un bărbat care mi-a zis, Cristi, pur și simplu de la 1 ianuarie vreau să iau o hotărâre. Eu nu mai pot, am vorbit și cu șeful meu, sunt plătit bine, mă înțeleg bine, totul merge bine, dar eu de când m-am apropiat de Dumnezeu în ultimul an și jumătate, eu nu mai, deci simt în mine că nu pot, mi se cere să fac, să vând fără factură. Și știu că nu e legal, și știu că nu e moral, și știu că nu e spiritual. Va trebui să-mi schimb locul de muncă. Zic, hai să ne rugăm. Pentru că dacă tu știi că nu ești în voia lui Dumnezeu, Dumnezeu niciodată nu binecuvântă pe cel care nu e în voia lui. Alegi să păcătuiești, alegi să suferi, alegi calea lui Dumnezeu, alegi binecuvântarea lui Dumnezeu. Taie spinii. Poate minciună, poate obicei, poate stilul ăla pe care știi că nu ți-i potrivit. Ia o hotărâre și taie spinii. 2. Găsește-ți un om sau un grup de dare de socoteală. Cineva care să-ți vorbească direct și sincer cu privire la viața și umblarea ta în Hristos. De ce? Fiindcă hai să fim sinceri. Eu nu știu dacă voi aveți expresia asta prin Ploiești, dar dincolo de munți, înspre nord-vest, pe plaiurile curticene, naniile noastre spuneau, dă-i pace care orbu găinii. Adică ai acel unghi mort.
în care n-ai cum să-ți vezi propriile tale probleme. De cele mai multe ori suntem atât de obișnuiți cu spinii noștri încât ne complacem și cumva ne desensibilizăm conștiința. Și ai nevoie de cineva, de un Nathan, de cineva care să vină, care să-ți spună direct, frumos, sincer, care să-ți verifice credința. Dar nu cumva să crească spin pe care tu nu-i vezi. Și aici dați-mi voie să vă spun și să vă încurajez. Dacă există un lucru cheie care a schimbat biserica noastră încă de la început, au fost grupurile mici. Nu există cadru de creștere spirituală mai intens și mai potrivit credinciosului decât grupul mic. De aceea noi am renunțat la serviciile de peste săptămână. Am renunțat la serviciul de duminică după masă. Tocmai ca să fim siguri că membrii noștri n-au alte scuze sau alte justificări să n-ajungă la grup. De ce? Fiindcă în grupul mic are loc coacerea, spunea Spurgeon la un moment dat. Eu duminica, poate ați auzit ilustrații, sunt ca acel om care ia 3-4 găleți de apă, voi sunteți sticlele. Și iau găleata de apă și o arunc în sală prin predică. Și unele sticle se umplu un pic, altele mai mult, altele doar stropit, altele ca și se sparg. Dar dacă vreau să vă umplu sticla voastră fiecăruia, trebuie să mă duc la nivel personal și să torn în voi în fiecare. Și asta e frumusețea între serviciul de duminică și grupurile mici. De aceea, spre exemplu, noi am încercat să renunțăm, să ne axăm dinspre studiu biblic înspre aplicație personală. Fiindcă suntem atât de buni în a studia, în a expune părerile, în a vorbi din Scripturi, încât uităm să le împlinim. Unii dintre noi presupunem că am ști cum să le împlinim. Uitați-vă la Iisus, majoritatea mesajelor lui au fost mesaje practice, aplicaționale, să-ți iubești aproapele. Cum? Care e aproapele meu? Și de 7, 8, 12 versete în care aplicațional explică pilda samariteanului milostiv, după care omul știe concret care e aproapele și ce trebuie să facă. Lucrurile acestea nu se pot discuta într-o predică, ci în grup mic. Uitați-vă și aici în text, versetul 4. Când s-a strâns o gloată mare, au venit la el norod din multe cetăți. Și Iisus a spus pilda asta. Dar descifrarea e partea practică, aplicațională, personală, unde a declamat-o Iisus? Unde a explicat-o Iisus? În grupul mic. În grupul ucenicilor. Câți erau acolo? 12, versetul 9. Ucenicii lui l-au întrebat: Doamne, te-am auzit predicând, dar ce înțeles are predica asta? Și l-a răspuns: vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției, celorlalți se vorbește în pilde. Și le-a deslușit înțelesul pildei. Iisus a lucrat în grupuri mici, ucenicii la fel, biserica primară la fel, duminica, ne spune în fapte, se întâlneau la templu și peste săptămână în case, în grupurile lor. De aceea noi am condiționat membralitatea în biserica noastră prin integrarea în grup mic. Chiar marți am integrat vreo 30 de persoane care și-au dorit să devină membri. De ce? Fiindcă aici îți vezi spine. Aici când stai în fața cuvântului și ai 10-12 persoane în jurul tău și evident că săptămână de săptămână te întâlnești cu ei, oamenii ăștia, și tu însuți îți dai seama că care saturile fiecăruia dintre ei, care slăbiciunile fiecăruia dintre ei. Tu n-ai cum să te ascunzi după ce săptămână de săptămână te vezi cu ei, slujești cu ei, ești în cuvânt cu ei, ești în rugăciune cu ei, ascult ce li se întâmplă la locul de muncă, în familie. Și când cuvântul vorbește și când cuvântul te îndeamnă, mai le deoparte sau uneori, asta e frumos, chiar în grupul nostru, când am trecut prin parabola asta și am vorbit de diferite feluri de credință, au fost două persoane care la finalul grupului au venit și mi-au zis: Cristi, eu mă lupt cu spinii ăștia. Zic, interesant. Să știi că și noi din grup am observat treaba asta, dar că am așteptat să vii tu, să nu zici după aia că noi ne băgăm în viața ta. Dar mă, vreau să fac ceva și nu știu cum, nu pot. Tocmai de aia suntem aici să te ajutăm. O să ne rugăm în direcția asta. O să încercăm, uite, hai să discutăm cu cei din grup. Că
Cu siguranță unii dintre ei au trecut pe unde ai trecut tu. Și altfel au reușit să prindă, să înțeleagă, să meargă înainte. E nevoie de un grup, e nevoie de oameni care să ne ia spinii și să ne ajute să-i tăiem. De aceea, dragul meu, dacă n-ai grup, caută să ai grup. Dacă ai grup, cu tot dragul față de studiul biblic, aplică Scriptura, petrece mai mult timp să aplici Scriptura decât să te bagi în 100 de versete, mai bine e unul și măcar știi că pleci cu un adevăr aplicat în viața ta. 3. Vrei să scapi de spini? Munca, grijile, plăcerile nu pot întrece limita. Ascultă-mă cu atenție. Când munca ta, că e un lucru bun, începe să te stăpânească. Când grijile tale, domnule, dar muncesc fiindcă n-am destul salar, uite, sunt în șomaj, trebuie să-mi plătesc ratele. Când grijile tale, când munca ta, când plăcerile tale uneori îți conduc viața, nu doar credința ta în Dumnezeu va fi înăbușită. Și întreabă-ți pruncii, întreabă-ți nevasta cum se simte. Pentru că devin obiecte, devin popice, în care tata, când vine de la servici, parcă aruncă mingea în mijlocul camerei și toate se sparg. De ce? Pentru că tata nu mai are timp să investească în ei. Nu mai are timp să investească în relația cu soția, nu mai are timp să se roage, nu mai are timp să vină la biserică. Totul e doar muncă, doar griji, uneori plăceri. Orice în exces, mai ales dacă pune stăpânire pe noi, e un păcat și păcatul omoară. Hai să fiu practic. Fă ce știi și duminică, fii prezent în biserică. Indiferent unde, dar găsește-ți o biserică. A, nu pot să-mi pleca din localitate. Extraordinar. România are biserici pe metru pătrat când n-au țările Europei. Găsește-ți una în localitatea. N-ai cum, ai Google, ai internet, ai telefon. Cu siguranță că vei găsi o biserică. Cu siguranță că Dumnezeu îți va vorbi măcar ceva în duminica aia care să îți lucreze pământul vieții tale. Care să-ți facă ceva. Trebuie să te încarci. Cadrul ales de Dumnezeu să vorbească omului este biserica. La fel întâlnirea de grup, un motiv clasic cu care noi ne confruntăm. Dom'le, dar chiar în seara aia n-am putut, chiar atunci au venit. De ce au venit chiar atunci? Fiindcă cineva știa. Că întâlnirea aia de grup contează mult pentru credința ta și va găsi tot ce stă în putință să te distragă de acolo. Dacă nu reușește printr-un necaz, printr-o boală, printr-o problemă, va găsi o ispită. Dom'le, dar clientul exact în seara a venit, dar chiar atunci, mă, nu l-am găsit de săptămâni, exact joi seara când trebuie să vin la grup, cu o oră înainte m-a sunat, acum să ne întâlnim. N-aveam cum să renunț. Renunță. Vei vedea cum același Dumnezeu, când tu faci un pas față de El, mai ales când îl faci prin credință. Dom'le, dar nu vreau să risc. Ho-ho, ce-i credință? Credința e un risc. Tu riști pentru Dumnezeu. Când tu riști pentru Dumnezeu, când tu faci pasul ăla pentru Dumnezeu, când tu ești pus să alegi între locul ăla unde știi că-ți vorbește Dumnezeu și alte lucruri, oricât de important ar fi, când tu faci un pas și Dumnezeu face 1, 2, 3, 4, 10 către tine. Și interesant, vorbeam cu cineva care are un business în weekend. Începând din martie până în octombrie, el organizează toate concertele și evenimentele publice din Arad. Și vine la mine la biserică și îmi spune, Cristi, dar n-am cum, eu trebuie să fiu acolo, tot ce înseamnă staff, tot ce înseamnă scenă, trebuie să fiu acolo, sâmbătă până la 4-5 dimineața, datorită concertelor, trebuie să fiu acolo, n-am cum să vin la biserică, trebuie să strâng, trebuie să... Zic, măi, găsește, nu pot, de mine depinde totul, hai să ne rugăm, hai să ne rugăm, hai să ne rugăm. După câteva luni, el va la biserică, duminică, 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 duminică. Zic, bă, dar ce s-a întâmplat? Bă, am găsit pe cineva. Și zic, oh, ai găsit? Și cum mere? Bă, mere. Dar era lângă mine de vreo 2-3 ani, dar știi cum, eu credeam că dacă eu nu-s acolo ceva, măi, Dumnezeu îți scoate oameni în cale. Dumnezeu îți scoate, cum să spun, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte, dacă vă uitați în textul din Matei, de care vă îngrijorați, vi se vor da pe deasupra, va găsi Dumnezeu căi. Au pe altcineva care a pierdut o afacere extraordinară într-o vineri seara când trebuia să vină la grup. Și o lună de zile a fost ca un submarin. O, deci știam, nu veneam la grup. Deci așteaptă.
Așteapt. Și după o lună de zile, au prins o șansă cu mult mai mare decât cea de dinainte. De ce? Pentru că Dumnezeu a închis o ușă. Dar Dumnezeu a lăsat să persevereze în credință, să riște, dar să creadă că atunci când tu faci ceva pentru Dumnezeu, inevitabil și El va face ceva pentru tine. Tu niciodată nu vei pierde când vei asculta de Dumnezeu, de aceea ia secera, să nu zic ciocanul, da? Ia coasa, motocositoarea și taie, spinii trebuie tăiați. De ce? Fiindcă altfel te vor râneca. Te vor râneca. Dragul meu, Dumnezeu știe că noi suntem responsabili de spinii noștri, nu alții. Nu da vina pe alții, nu da vina pe circumstanțe, nu da vina pe satan, nici pe oameni, ia secera și taie. Ia secera și taie. Bun, dar ce vrei să-mi spui, Cristi? Dacă nu tai, ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu oamenii ăștia, al doilea pământ, al treilea pământ? Ce se întâmplă cu ei? Și-au pierdut cumva mântuirea? Sunt pus într-o postură în care să-mi pierd mântuirea? Băi, eu nu pot să spun dacă tu ți-ai pierdut-o sau nu ți-ai pierdut-o. Dumnezeu știe ce ai pierdut, dar ideea e, uită-te în text, oamenii ăștia au avut ceva, numește-o cum vrei tu, dar au avut ceva și au pierdut ceva. N-au sfârșit-o bine. De aceea Scriptura mereu, mereu ne întreabă, cearcă-te în credință. Să vezi dacă mai ai credința, să vezi ce fel de credință ai. Pentru că observați în text, nu orice fel de credință e mântuitoare. Sunt tot felul de credințe în textul ăsta. Bun, dar care e cea mântuitoare? Versetul 5. Solul 4. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care după ce au auzit cuvântul îl țin într-o inimă bună și curată și fac roadă în răbdare. Hai să luăm pe rând. În primul rând, ce au oamenii ăștia diferit față de ceilalți? Observați. Au un pământ, cum îl numește Scriptura? Bun. Observați, problema în tot textul ăsta nu e problema seminței. E problema pământului. Nu e problema lui Dumnezeu, El o seamănă, sămânța are putere. Problema e pământul. Dacă nu lucrăm pământul, degeaba e plantată, semănată, sămânță. Unde găsim pământ bun? Niciunde. Scriptura ne spune că pământul, fiind inima noastră, nu există niciun om neprihănit, niciun om cu o inimă corectă, dreaptă, morală, indiferent cât de religios sau moral s-ar crede el. De ce? Din cauza păcatului. Cum se poate transforma o inimă rea într-o inimă bună, una stâncoasă într-una care să aibă acea afinitate a solului care să-i dea rădăcină? E pocăință. De aceea, Scriptura ne descrie atât de clar, mântuirea vine prin credință, care întotdeauna este însoțită de pocăință. Și mulți nu pricep asta. Au impresia că dacă ei cred, dacă răspund pozitiv Evangheliei, dacă frecventează o biserică, vor fi mântuiți. Scriptura ne spune că și dracii cred și ce fac? Se înfioară. Credința e răspunsul tău pozitiv la chemarea lui Hristos. E primul pas. Ești conștient că ai nevoie de El. Pasul 2 îl urmează automat. Ești conștient că ai nevoie de El. Dar nu doar să-ți facă o viață mai bună, deși de multe ori Dumnezeu ne face o viață mai bună, ci să ne scape de problema noastră esențială, de pierzarea noastră. Tu n-ai nevoie de El doar să-ți rezolvi problema care te frământă. Tu ai nevoie de Iisus să-ți rezolvi păcatul care te distruge ca lepra. Și asta doar pocăința face. De aceea credința oportunistă pusă deoparte. De aceea credința senzaționalistă pusă deoparte. Caută credința aia care îți dă cercetarea interioară, care aduce pocăință. Bun, dar ce-i pocăință? E rezultatul credinței adevărate. Sunt roadele alea care reies, care nasc în urma unei credințe adevărate. Când ai trăit fără Iisus, ai făcut tot ce ai vrut tu, Iisus nu era în viața ta. Când ales să trăiești cu Iisus, începi să faci ceea ce face Dumnezeu, ceea ce îi place lui Dumnezeu. De aceea, când pocăința vine în inima unui om, textul Scripturii numește procesul ăla nașterea din nou. Pentru că ceva se resetează în mintea omului, începe să gândească altfel, începe să simtă altfel, începe să se comporte altfel, e un alt stil de viață. Credincioșii adevărați nu sunt cei care se forțează să trăiască pentru Dumnezeu, aia sunt religioși. Între religioși și credincioși e o mare diferență. Credincioșii o fac din inimă, religioșii din obligație.
Credincioșii știu că n-au niciun merit. Ei își consideră faptele lor ca un semn al recunoștinței adus lui Dumnezeu. Pe când religioșii consideră că faptele lor bune cumva un merit pe care Dumnezeu trebuie să-l bage în seamă, pe care Dumnezeu, ia uite-te și tu la mine ce bine, ce, cât am dat la biserică, nu vezi că am venit la biserică, uite-te și tu la mine că nu mai înjur, cumva să bifeze spre mântuirea lor. Credincioși ascultă de Dumnezeu ca rezultat al iubirii lor față de Dumnezeu și nu cer nimic în schimb, fiindcă știu că Dumnezeu deja le-a dat prea mult. Religioși ascultă de Dumnezeu mereu așteptând să primească ceva. Doamne, eu ți-am făcut asta, cum aștept de la tine asta? Negociind cu Dumnezeu. Pe religioșii vezi foarte simplu, fiindcă sunt oamenii care odată ce le atingi religia, sar ca arși. Credincioșii caută relația sinceră cu Dumnezeu și ei realizează clar că nu religia, ci relația mântuie, de aceea sacrifică orice, inclusiv religia, de dragul lui Iisus. De ce? Fiindcă vor să aibă un pământ bun. Și oamenii ăștia au un pământ bun. Au un pământ bun fiindcă au o inimă diferită și asta se vede prin preocuparea lor. Observați, sămânța căzută pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată. Îl țin. După ce îl primesc, îl țin, îl păzesc. Primele două categorii de oameni, din cauza arșiței, din cauza prigonirilor, nu-l mai țin. Fiindcă pentru ei, nu cuvântul era important, ci erau interesele, preocuparea lor. Îl vreau pe Dumnezeu doar să le împlinească nevoile. Preocuparea adevăratului creștin este menținerea credinței. De aceea va face orice, va renunța, va schimba anturajul, obiceiurile, să fie sigur că își păstrează credința. Aceștia sunt, spune cuvântul, cei ce aud cuvântul îl primesc și fac roadă. Spre deosebire de ceilalți, aceștia rodesc. În alte cuvinte, în viața lor se vede clar că ceva există. Fiindcă roada, când te apropii de un pom, te uiți la asta, mă, o fi el drăguț, dar probabil că-s bărbat, pe mine mă interesează rezultatele, obiectul muncii, ceva. E fain să-l ai pe aici, dar dacă n-aduce rod, nu știu dacă aș da prea mulți bani pe el. Floarea asta și e drăguță, dar cu ce mie se mie din afacere cu florile astea, da? Ei, când te uiți, mai ales la recoltă, tot semen să aducă rod și rodul se vede, nu-ți stă ascuns. De aceea, la un moment dat, cei care n-aduc rod, ce face Iisus? Îl mai lasă un an și după aceea, smochinul, neroditor, îl taie. Vreau să te întreb, tu ce rod aduci? Aduci un rod? Dacă cer rău nu va reuși să ne fure sămânța când e semănată, dacă nu va reuși să ne pună pe o pistă falsă, dându-ne senzații fără rădăcină, dacă nu va reuși să ne sugrume, înșelindu-ne să trăim și în lume și în biserică, între spini, diavolul ne va lăsa în biserică, ne va lăsa cu rădăcini, ne va lăsa fără spini, dar și fără rod. Și ăștia sunt credincioșii bisericoși, care când te uiți la ei, mama mea, ăștia sunt plini de frunze. Dar frunze raie, crengi, zici că-s de la grădina botanică din București, dar n-au niciun rod. Bifează tot ce ține de biserică, îți cântă în cor, îți vin la programe, îți vin la rugăciune, sunt super atenți la forme, la tradiții, în exterior toată-i verdeață, toate-s frunze, toate-s flori, tot ce vrei tu, cu excepția unui singur lucru, rodul. De ce? Fiindcă, repet, religia a înlocuit relația. Și când religia înlocuiește relația, religia dă la frunze și la flori, tocmai ca să-ți dea impresia că ești viu, pe când tu ești îmbălsămat de mult. N-ai rod. Iisus s-a uitat spre smochinul neroditor, i-a mai dat un an. Dar apoi a zis clar, cine n-aduce rod? Ioan 15. Vița este tăiată, luată și pusă deoparte. Patru categorii de oameni care aud cuvântul, toți îl aud. Una singură e sigură de mântuire. Cea care are credință și pocăință autentică. Unu, ai oameni care aud, dar nu răspund. De ce? Din cauza necredinței. O inimă împietrită. Oameni care primesc,
dar nu răzbesc, au credință de suprafață, o inimă nesănătoasă. Ai oameni care au trăit, dar au înăbușit, au o credință înecată din cauza unei inimi împărțite. Dar ai oameni care cred și aduc rod, credința adevărată, inima curată. Din trei categorii de oameni, trei, care aud și îl primesc, una singură sfârșește cu bine. Două cad pe drum. Nimeni nu poate spune ce statut au avut, dar toți putem spune clar că finalul nu a fost bun. Și acolo nu vrem să ajungem. De aceea, la finalul acestui mesaj, vreau și eu, la fel ca Pavel, să te gândești la un verset din 2 Corinteni 13. După ce scrie două epistole bisericii din Corint. Știți cine a fost Corintenii, da? O biserică pe care el însuși a înființat-o. O biserică care avea printre cei mai tari predicatori din lume la vremea aia, pe Apollo, îl avea pe Pavel. O biserică care avea oameni precum Stefana, precum Gaiu, oameni extraordinari, o biserică în care aveau atâtea daruri spirituale încât se băteau pe ele. O biserică care ținea la tot felul de lucruri mărunte, de la chestii legate de batic, la chestii legate... Toate lucrurile astea erau acolo și ziceai, bă, dar asta e o biserică extraordinară. Și Pavel nu le scrie una, le scrie două. Cercetătorii spun patru epistole, noi avem doar două. Și la finalul cele de-a doua, ultimul capitol, unor credincioși din biserică, Pavel le spune așa, pe voi înșivă, încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă. Și îi spune Pavel, stai un pic. Dar ăștia sunt credincioși, mă. Dar tu mi-ai zis de câte se întâmplă în biserica lor. Cum poți tu, ca ultimul sfat pe care îl dai, să fie asta? Băi, oameni buni, încercați-vă voi înși vă dacă sunteți în credință. Dacă sunteți, fiindcă s-ar putea să crezi că ești și să nu fii. Să ai o oarecare fel de credință din cele patru, cel puțin cele patru, dar nu cea autentică, nu cea mântuitoare. De aceea te întreb, tu ce fel de credință ai? O credință care doar crede superficial sau o credință care realmente dorește să trăiască cu Iisus? O credință care caută senzații și beneficii din partea celui divin? Sau o credință care în smerenie își recunoaște nevoia și pocăința inimii? Credința e oare doar de formă sau e ceva real care aduce rod și vezi în viața ta? Ce fel de credință ai? Răspunsul nostru ține veșnicia noastră. De aceea aș vrea să las să digere această întrebare între tine și Dumnezeu în timp ce voi avea câteva momente de cercetare împreună cu tine. Hai să ne plecăm în capetele noastre. Ar vrea să te gândești la pilda lui Iisus și la întrebarea, tu ce fel de credință ai? Credința depinde de inima ta. Și dacă ești sincer înaintea lui Dumnezeu, te întreb, cum e inima ta? Este oare împietrită? Simți că pe de o parte ai nevoie de Dumnezeu, dar pe de altă parte parcă te-ai închis într-un bunker și parcă orice îți vine din partea lui Dumnezeu respingi, dai reject, nu lași. Este inima împietrită? Roagă-L pe Dumnezeu în momentele astea să ți-o despietrească. Tu ai nevoie de El mai mult decât poți tu imagina. Oare credința ta e o credință de suprafață? E o credință din aceea superficială unde și tu ai crezut, poate chiar te-ai și bucurat când ai crezut. Dar poate o credință de formă. Poate doar o credință religioasă. Dar poate că în dimineața asta ai început să înțelegi că ceva nu e în regulă cu credința mea. Ceva trebuie să fac.
Ce-ar fi acolo unde ești să-i spui lui Dumnezeu lucrul ăsta? Să-i cer lui să-ți crească rădăcini, să cerceteze viața și sufletul și să nu-l cauți doar pentru beneficii sau doar din frică, ci să-l cauți cu inima, cu sufletul. Poate ai spini și poate că în dimineața asta Dumnezeu ți-a vorbit exact în problema spinilor tăi. Ce-ar fi să iei o hotărâre? Să iei o hotărâre și să rogi pe Dumnezeu să-ți dea putere să tai spini. E că la un moment dat te vor sugruma. La un moment dat vor năvăli. E o chestiune de timp. Poate că ești aici în dimineața asta și ești sugrumat de spini. Și tu știi foarte clar că în textul ăsta Dumnezeu ți-a vorbit ție. Și poate că nu mai știi ce să faci, fiindcă ai vrea să ai viața ce ai avut înainte, ai vrea să-L simți din nou pe Dumnezeu, dar parcă a dispărut. Ce-ar fi ca să-i cer lui, Doamne, eliberează-mă, Doamne. Doamne, izbăvește-mă, Doamne, iartă-mă. Ce-ar fi să rogi pe El să taie și să-ți dea putere și ție să taie din spinii vieții tale. Dar poate că în dimineața asta ceva a început să prodească în inima ta. Parcă simți că, wow, vreau să fac ceva. Ce-ar fi să-L asculți pe Dumnezeu? Ce-ar fi să împlinești ceea ce știi că Dumnezeu așteaptă de atâta timp să împlinești? Poate să-ți asumi un risc și să începi să vii la biserică mai des. Poate să-ți asumi un risc și să dai preconcepțiile și prejudecățile la o parte și să intri și tu într-un grup mic și să-i cer lui Dumnezeu să-ți vorbească. Poate că undeva cândva te-ai predat lui Dumnezeu, dar n-ai făcut și pasul botezului, ai tot amânat. Când Iisus a botezat, îi spunea lui Ioan Botezătorul, Ioane, eu trebuie să împlinesc ceea ce trebuie împlinit. Dacă Iisus a împlinit ceea ce trebuia împlinit și n-avea păcat, n-avea nevoie de botez, cu cât mai mult tu. Dar poate că ești în dimineața asta și poate că niciodată n-ai avut momentul acela în care să te predai lui Dumnezeu, în care să spui, Doamne, dincolo de o credință nominală pe care am avut-o, vreau să am și o credință adevărată, vreau la acest moment, Doamne, să mă predau cu adevărat și vreau ca să te simt, să trăiești în mine, să mă schimbi. Poate că e momentul să te rededici, să revii acasă. Totul ține de tine. Dumnezeu e dispus. Dumnezeu e semănătorul care și în dimineața aceasta și-o semăna sămânța. Pe ce inimă cald cade sămânța, aia ține de tine și de mine. Ce-ar fi să lucrezi pământul? Ce-ar fi să lucrezi în inima aia? Să o cureți, să o pregătești. Să fie o inimă bună și curată în care să cadă sămânța lui. În următoarele momente, în timp ce vom cânta o cântare și vom sta așa în rugăciune, ce-ar fi ca tu să vii și cu rugăciunile tale acolo unde ești? Să-i ceri lui să-ți dea o inimă curată. O inimă în care răutatea să nu mai stea. O inimă în care să domnească El, tu ai vrea. O inimă deschisă. O inimă care să-i cânte osanale. De ce? Fiindcă merită. Așa cum stăm, roagă-te, ascultă. Poate fă din această melodie rugăciunea ta. Și mai apoi, dacă ai luat o hotărâre, spune-o lui și lasă-ne și noi să ne rugăm cu tine.
ascult această cântare.